premiere. Am revenit la complexul turistic de natație pentru repriza a doua finalei claselor 1-4 dintre Școala Matei Basarab echipată în veste fosforescente și Școala Ion Alexandru Brătescu Vănești albastru. Este 1-0 pentru Brătescu Vănești, gol marcat de Ianu și Bucureștan în prima repriză. S-a acordat joc periculos la urma sofisticată de premiere. Cupa Chindia aflată la prima ediție și se acordă penalti, se pare, penalti. Florin! Dar ratează. Florin! Bogdan Petre a ratat acest penalti pentru Școala Matei Basarab. Respinge Bogdan Petre. Respinge Ștefan Tichie. A ratat penalti, Școala Matei Basarab, azi ăsta a fost foarte aproape de a egala. Șuta lui numărului, al numărului 10, Cosmin Bogatu, pentru Brătescu Vănești. Respinge încă o dată Ștefan Tichie. Presiune din partea celor de la Matei Basarab care își doresc să revină în acest meci. Matei Basarab a trecut dramatic în semifinala la loviturile de partajare de Școala Mihai Viteazu. Mult mai ușor s-a impus Alexandru Brătescu Voinești în partida cu Vasile Cârlova. Vasile Cârlova care tot la penalturi a câștigat finala mică. Respinge portarul George Ibănescu. Nu a mai ajuns Cosmin Bogatu. Șut frumos al lui Denis Roman. Apără portarul George Ibănescu.
câtă ambiție joacă acești puștani, acești copii, acești pitești frumoși. Cosmin Bogatu. Bogdan Petre spre Andu Paraschivescu. Este blocat Bogdan Petre de cei de la Brătescu Voinești. Mingea trece pe lângă poartă. Dinu Matei este blocat de Andu Paraschivescu. Nu este atent Sorin Nicolae. Foarte bine este Ștefan Tichie. Insistă Cosmin Bogatu, Ianuș Bucureșteanu Bogatu. Combinație cu Denis Roman. Respinge Sorin Nicolae. Mingea nu ajunge în poartă. Ianuș Bucureșteanu. Frumos se desprinde. Ce ocazie are Ianuș Bucureșteanu pentru Brătescu Voinești. Respinge Andu Paraschivescu. În fața lui Sorin Nicolae. Mingea trece prin fața porții. Încă 7 minute din această finală mare la clasă 1-4. Parcă ceva mai proaspăt țin această perioadă de meci băieții lui Dan Ostafi. Și ce vole frumos a avut Sorin Nicolae. Fault, într-adevăr, și este posesie pentru Matei Basara. Iată acum foarte bună intervenția numărului 3, Matei Dinu, în fața lui Bogdan Petre. Respinge încă o dată defensiva celor la Brătescu Voinești și este presiune la poarta lui Ștefan Tichie. Gol frumos marcat de numărul 4, Sorin Nicolae. Și este gol Alexandru Brătescu Voinești, 2-0, marchează numărul 4, Sorin Nicolae. A
Așadar, își dublează avantajul cei de la Brătescu Voinești. Sorin Nicolae reușește să înscrie un gol spectaculos. Este 2-0 pentru școala numărul 2, antrenată de profesorul Daniel Ostafi. Andu Paraschivescu. Ce lovitură a primit Cosmin Bogatu, dar parcă nici nu a simțit-o. Șutul lui Cosmin Bogatu îl lovește pe Bogdan Petre. Încă 4 minute aproximativ în această finală. Este un avantaj de 2 goluri pentru Brătescu Voinești. Șut frumos al numărului 7, Denis Roman. Parcă este superioară totuși Brătescu Voinești celor de la Matei Basara. Ianu și Bucureșteanu nu controlează această minge. Se îndreaptă spre o victorie meritată școala numărul 2, Ion Alexandru Brătescu Voinești. Dă-i minge, dar... Este minge de arbitru, întrucât camera noastră a fost pusă în pericol. Încă 3 minute din această partidă, avantaj de 2 goluri e pentru Brătescu Voinești. Sorin Nicolae a executat respingerea lui Andu Paraschivescu, este corner. Ce ocazie, ce ocazie are Cosmin, nu este Cosmin Bogatu, este numărul 4, Sorin Nicolae. Foarte aproape de 3-0 scor de reprezentare cei de la Brătescu Voinești. Enț a fost la Cosmin Bogatu. Andrei Cocoșatu a executat această lovitură liberă. Ar vrea să-i mulțumesc și colegului meu Marian Zanfiroiu pentru realizarea acestei transmisiuni. Finala școlilor primare a Cupa Chindia între Matei Basarab și Ion Alexandru Brătescu Voinești. Frumos a trimis lobat numărul 3, Matei Dinu. Da, până la urmă o victorie meritată a celor de la Brătescu Voinești, greu de crezut că mai poate fi întors acest rezultat. Brătescu Voinești doar în primul meci cu Matei Basarab a primit gol. Apoi au fost 3 meciuri fără gol primit. Este respingerea out. Corner respinge acolo Sorin Nicolae. Încă o respingere, a respins tot Bogdan Matei Dinu de acolo.
Ultima șansă pentru cei de la Matei Basarab. Andu Paraschivescu este ultima fază. Așadar, Ion Alexandru Bătescu veine și câștigă pe merit finala la clasele 1-4, scor final 2-0.